Tu cu cine stai în cameră acum? Eu cu Alex. Alex, ce faci pe lângă el, Alex? Că, da, că... Adică mergi tu la baie, că vorbești la telefon, dacă ai secrete de asta. Asta înțeleg că Ricky e un fel de Mariana. Da, dar la băieți. Da. Ricky la băieți și Mariana la fete? Da, dar de ce zici asta, fata, așa? Așa, dacă tu spui să filmezi... Normal ăsta era cu... Dacă tu spui prima zi să filmezi și a doua zi n-ai nimic împotrivă și tu mă rogi să te filmezi în prima zi... Cine s-a rugat cine să te filmezi? Cine s-a rugat? Nu, mă, pe filmatorii care te rogat. Adică n-a zis niciunul nu filma. Și a doua zi nu-mi zice niciunul nu filmează. Pe ce am văzut pe mine să vin cu filmări? Dar la criză nimeni că o să-l dai. De aia a avut încredere. La Mariana mă trebuie să te dai tu una de... Limitați amândoi de aia. Ianca, așa tare mai iubești cu... Te mediți în tata. Știu de ce faci așa, Ricardo. Pentru că amândoi au câte două cartonașe și îi provoacă, pentru că dacă sare... E, da, te-ai prins. Bă, te-ai prins. Bine, Manu! Bravo! Bine, te-ai luminată, Manu! A pus punctul pe ei. Da. Nu mă așteptam. Din nou, te întorci la strategia ta din sezonul întâi. Da. Ce strategie, ce treabă! Provoacă-i, o să sară la bătaie, da, și o să ia cartonaș ce treabă, și o să fie descalificat. Sunt doi... Filip, e strategie, băiatul meu! Filip, dar chiar e doar o strategie! Tu ai tu pe chile cu pietre în buzunare și... Ricardo! Băi, dacă îți dau... Gata, Filip, rămâneți aici. Filip? Tot eu sunt de vină, nu? Nu, te controlezi, da? Te controlează, te controlează. Ferește-mă pe mine. Da. Așa vă vreau. Vreau să te controlez. Da, mă, asta zice numai... Dar să-mi tine vorbitul ăsta. Asta e atitudinea. Felicitări. Eu vorbesc, o să... Controlează-te. Atât, nu vreau să sar la bătaie. Dar e o gură goală, mă, n-are rost. Dacă ele pe câmp cu oile și ele de acolo din caracter de la el, din așa, așa vorbesc ei. Chiar nu te poți abține. Ia uite, ia uite, ia-mi cu așa cu ele. Hai, mioară, el crede că e mioarele aici. Așa sunt și cu... Mioară. Dar mă, Ricardo, ce e o rușine să fii cu ele? E o cinste. Nu, da, este o cinste, dar comportamentul să-l ai așa nu e o cinste. Păi da, mă, eu sunt amintit de asta, el are comportament. Ia asta să vine și să-mi zică mie pe aici că el nu... N-are sens. Chiar n-are sens. Te rog. Hai să terminăm gala. Te rog. Cer scuze. Promit că nu mai fac. Gata. Haideți la loc. Haideți la loc. Lasă-mă. Ian, nu apăra. Asumă, te rog. Apăr cel mai p***n. Gata. Este o competiție, fiecare luptă cum vrea. Gata! Fără violență. Dacă așa a ales el să lupte, e problema lui. El măcar nu sare la bătaie. Opriți-vă. Provoacă, provoacă. Doamna vrea niciodată de două ori, de trei ori, de scurs. Pasta de om să mă... Fetele unde sunt? Cine lipsește? Da, frate, nu mai bine. Deci așa să se ia apă. De aia și de zita? O zic eu. Și Andrei, opri. Ce faci? Nu schițam. Te nu să dea mâine niciodată, ce?
Girls. Nu controleze și pentru că ei trebuie să pară pe mine. A bătut vreodată pe cineva. Dar nici am că mi-o dat în el. L-o tras doar să-l pântească vă. Ricardo, mă, n-are de ce să dea el. Ricardo, să-i zborat. Ricardo este un actor. Eu greșesc, eu am greșit. Da. N-ai greșit tu, frate, te-a provocat ce ai. Cum să greșești, mă, dacă te provoacă unii și la când apas? Nu avem ce să dă eu. Hai cu mine, hai. Hai cu mine, gata, gata. Dă-le pace, nu mai zici nimic, iubire. Iubire. Dacă vezi că îți stabil. Tu zice... Dar ce le zic, eu le-am făcut din vol. Stai jos, că ești nervos. Stai jos. Dar îi fac din vol, bici. La unde te duci? Stai jos. Eu nu mai stau, mă. Stai jos. Hai aici. Ar trebui să le dea un test de IQ la ăștia, înainte să ne trebuie în seara. Lasă-mă, că nu. Ești nervos, nu? Nu o să fie supărat. Dar ei vorbesc cu mine de bătaie. Lasă tu bătaia. Tu demonstrezi că îi faci din vorbe, nu din bătaie. Păi din vorbe îi fac. Exact. Vreau să ieșim afară? Da, hai să ieși afară. Să ieși. Hai să-mi iau geacă. Hai afară, hai să povestim. Dar e când mi-a făcut mie strategie și n-a sărit nimeni de cunosul să zică, bă, nu-i frumos ce faci, că-l dai pe să afară de două ori. Aici și n-a sărit nimeni să-i să-mi ia mie apărarea. Ce strategie? Ce i-a făcut? El cu Manuela au făcut strategie. Nu-i adevărat, i-a întrebat pe Manuela. Nu-i întrebat pe Manuela. El a zis că noi să-l votăm pe Manuela. Nu, i-a zis Manuela și Manuela vouă, e simplu. Manuela mi-a spus mie să-l votez pe Manuela. Păi nu, că tu nu erai în emisiune, nu erai tu. Păi nu atunci. Ei, nu atunci, de două ori, dar tu nu erai. Că asta nu-i ceva rău, că era cu ea. A, tu vorbești serios? Păi era cu ea, nu-mi interesa de tine. Auzi, dar voi de vă certați de la asta, sunteți nebuni. Apără pe Ricardo și lasă-mi. Bine, dă-mi pace. Dar de ce vă certați serios? Da, ce pace. Ce fai tare dintre toată lumea. Și vorbești și cel mai mult. Zine pe dreptate acum. Zine pe dreptate. Ok, pe dreptate să-i spun într-un an, ești cel mai. Cu nimeni. Păi dar stai un pic, dar zic lui să nu mai se abțină cu cuvintele. Păi nu, nu am văzut ce poziție, să luați poziția stoică când a fost de vorba de bătaie. O să-i spun și la Ricardo. Am înțeles, stai și ascultă discuția dacă ești cu noi. Lasă-mă, mă, cu tine. Mi-am zis frumos să bată cu mine ring fără discuție, fără nimic. N-ai văzut când m-a schimbat subiectul. Bine, trebuie să sărim 10-11. Cine a ferit pe el? Că mai eu cu ea încă am fost. Nu, mă, dar le-a dat în joseală. În sensul? În joseală maximă, le-a dat în joseală la băieți, ce ai? El de-o lună și ceva m-a provat cu mine. Nu-i ok să stai. Acum ai te înțeleg. Da, nu-i ok. Aveai dreptate. Dar n-au zis nimeni că e ce-a făcut Ricardo. Nu a fost ok ce-a făcut Ricardo. Eu zic că nu-i ok ce-a făcut băieții, că-o sărit. Da, i-o dat în joseală maximă, adică cine rezista atâta. Ce-i de stare să dea că ăla nu-i stare de nimic? Ăla e de prin papagal, că așa n-are nimic ce să facă. Dar nu s-a certat, mă, nimeni. Una era să stau și la bătaie, să-i dau o p*** acolo printre ei. Una era să-i zic, ei, p***, afară prin tot. Că nu au avut treabă. Au fost schimbați cu noi care nu au avut treabă cu tine. Dar de ce te supăr pe Marius? De ce te-ai supărat pe Marius? Că vorbește aiurea. Ce-a zis? Înjură și vorbește foarte urât. Pe și acum, dacă nu jură, care e treaba? Nu vorbește în direct la televizor, stai ce? Are și motivele lui. Nu, da, stai că nu înțeleg ce motiv are. Păi, dar mai nu face, nu l-a suportat. Păi, el mă jură pe mine în cameră de față cu toți băieții și nu i-am zis nimic o dată. De fiecare zi, ca să Cătălin cu el în cameră, Cătălin era prietenul meu. Păi, ce-o de la mine, la pe el. Băi, nu se poate cu tine, mă. Lasă-mă, femeie, îmi place. Nu se poate cu tine. Acum vă certați și voi din cauza lui. Că e o femeie. E o femeie. Când e vorba de putea ieși a poziția, scoică. Bine, nu mai vorbi cu mine. Dar eu zic că n-are rost să vă certați. Și acum am certat cu Mare din cauza lui ăla. De la ăsta. Vă certați voi doi, zic că sunteți debili. Nu că vă certați voi de la că s-o bătut Ricardo sau că dați. Altcumva nu s-ar să te dau explicații. Dar și el a avut râcă pe el. Dar de ce? De la tine a avut de la mine? Băi, femeie, dar ți-am explicat! De la ce? Ferească, de la strategie! De la strategie! De la strategie, de la vârfit cu fiecare ocazie, de la toate, de la astea. Păi de și ce mi-ai spus atunci? Dar nu am vrut să nimic, nici acum nu i-am reproșat nimic. I-am zis eu, p***a, ce i-am spus mare lucru, ce i-am zis atâta? El și-a pus mintea cu el, ai înțeles? De-aia nu i-a zis nimic până acum. Dacă eu abia am ținut pe el, pentru mă făceam că-l țin pe ăsta la mișto și lăsam să-i dau o să-i capul. Asta însemna să fiu, înțelegi? Pe ăsta l-am ținut pe bune. Dar și ce ai reacția alea asta? Că nu înțeleg.
favoritul din această săptămână. Favorita din această săptămână este... Fetele vor vota un băiat pe care nu și-l mai doresc aici, în această casă, iar băieții vor vota o fată pe care nu și-o mai doresc aici, în această casă. Pentru că în această viață nu trebuie să calci pe cadavre pentru o mână de bani sau pentru un premiu. O, pentru că este un zero. Favoritul din această săptămână, câștigătorul celor 1500 de euro, este... Favoritul din această săptămână, favorita din această săptămână este... Fetele vor vota un băiat pe care nu și-l mai doresc aici, în această casă, iar băieții vor vota o fată pe care nu și-o mai doresc aici, în această casă. Pentru că în această viață nu trebuie să calci pe cadavre pentru o mână de bani sau pentru un premiu. O, pentru că este un zero. Favoritul din această săptămână, câștigătorul celor 1500 de euro, este... Alina, vine Ricardo sau ne bel? Tu, da, poate mai eu pe tine! Da, poate mai eu pe tine! Vezi cum vorbești? Livia, calmează-o! Când mă ia calmează-o! Vezi camera! Vezi camera! Ce dai, pate? Tu gura! Tu gura! Ce-ai făcut? Ce-i spătul ăsta? E să-l chemem pe Ricardo, că să nu pe el acum, e singurul pe care stă. Ce-i așa? Dar de ce mă trăiești? Nu mă lua! De la cu bătaie și pe tine! Asta mă trage asta, mă, mă lua cu bătaie la urică. Nu mă calmeze, nu! Hai, vine Roxana! Nu mă calmeze! Doamne ferește, mă, ce aveți, mă? Doucan, where is Ricardo? Unde cu ei? Toilet, păi, we are all here. Ricardo, where is? Ce aveți? Nimic. Eu nu. Păi am zis că stă după Ricardo, singurul după care stă. Nu stă după Ricardo. Păi nu, zic că tot suntem numai el, nu? Sună televizorul din cauza lui. Eu i-am zis să stea acolo. Păi? Să nu-și mai ia bătaie. Poate ești tu următoarea acestui. Așa vreau eu. Cum? Următoarea, el să dea. Hei! Ca să nu mai fie vreo bătaie. Livian, am nervi. Te rog frumos. Da, te rog frumos pe tine. Gata. Nervii tăi. E supărat, e iubitul ei. Ai supărat? Mai... Nu trebuie să-ți iau ceva cu Ricardo, nu trebuie să-ți dea. E iubitul ei, normal. Dar nu-mi pasă tu ce treabă am eu cu ea. Dar nu-i pasă-i tine. Dar nu mă interesează, eu am avut același conflict cu Ricardo, gata, știu foarte bine. Gata. Eu da, gata. Dar nu mă interesează, că am zis că am conflict doar cu el, am spus foarte clar, am conflict doar cu el, n-am ce treabă cu ea. Dacă punct. Dacă Dea se ceartă cu tine, tu, Livia, să nu te bagi. Dar n-are ce treabă, Livian, cu ea. Păi m-am băgat eu să atac sau ăsta? Am zis nu m-am băgat, calmați-vă. Dar n-are treabă, dacă eu mă cunosc cu Ricardo de mai demult. E logică, ai făcut același lucru. Ce faci acum? A făcut tot timpul. Ok, vă înțeleg, dar fiți nervoase și n-are. Dar nu mă interesează. Gata. Dacă vezi că e nervos, să las. Chiar nu mă interesează. Da, bine. Dar nu vezi că aici îmi place să te văd mai bine? Știu. Aule, vrei să mă vezi de stima? Eu gândesc la rece, tu ești nervoasă. Nu sunt nervoasă. Da, dar e nervos. Dar nu mă interesează că e nervoasă. Liniștește-te. Ce ai? Dar păi văd același lucru, adică am pățit același lucru ca și ei. Și o sfată. Adică și am fost provocată până la... Da, eu ce să mai zic? Păi, exact ca și tine, da. Toată casa s-a certat.
a fost liniște până să înceapă el. Din cauza și Andreea, fix înainte de gală, am vorbeam cu Andreea mai devreme și i-am spus Andreea, zic, când o să dea materialul cu Ricardo și cu Iancu, m-am uitat fix la da. Lumânare acolo și zic, sigur o să cadă gala asta. Și când am văzut că mie nu mi-a venit să cred. Bine, a fost o provocare și îl cunoaștem cu toții pe Ricardo. Și este o provocare destul de ce provocare urâtă. N-avem voie să vorbim în emisiunea asta? Apoi de fac și eu toate astea. La când le provoc tu pe toate, ar fi trebuit să mănânc până acum și eu să mănânc pentru ce? Păi a tău trebuia să cu cureaua asta. Doamne ferește. Bianca, dar cum nu? Bianca, ce păi dacă ai? Zice căței, normal că se enervează, măcar ei sunt băieți. Da, da, au mai fost vorbe mult mai grele da. Aruncate aici. Da, unde să zic că băieții trei că tu ești cățelul meu și de asta când? Între ei? Nu am auzit. Da, când? Nu, Andreea, păi eu nu am auzit, că personal nu am auzit. Nu, doamna Andreea, Bianca vrea să zic că a provocat anume ca să-i stârnească cuvinte care să le calci un pic orgoliu, să-i provoace. Asta este o competiție, iar voi trebuie să vă folosiți creierul să faceți față. Înseamnă că nu, violența, eu nu l-am văzut pe Ricardo măcar o dată să sară la bătaie. Înseamnă că Mariana... Bun, și Mariana atunci trebuie aplaudată, o aplaudă Mariana. Vreți, nu este de aplauze, nu mă face să te dau afară, ascultă-mă păi până la capăt. Nu este vorba de asta, bun. E vorba de violență, Bianca. Da, și nu, Mariana suntem nu a atins la televizor. Mariana nu a atins. Suntem la televizor. Păi cum? Dacă eu provoc, dacă eu fac cu cineva, păi Mariana a fost foarte certată când o jignici, o făcut și o provocat, nu? Și tu nu s-o mai da cartonaș și nu s-o mai da nimica când o provoca Mariana. Da, eu am primit. Eu am primit. Gala trecută. N-are nicio legătură. Cum nu are nicio legătură? Dacă el a făcut Mariana... el a făcut nu știu ce. El a sărit la bătaie. De ce nu a fost taxată pentru asta? Eu am câștigat un sezon pentru că o instiga persoane în emisiunea asta. Tu eu am instigat pe cine am de ce n-a fost taxată? Mă, fată, nu știi, la emisiune și tu vii să vorbești. Stai din gură că am instigat eu pe nimeni. Cu toții ați instigat, cu toții ați provocat. Siguranță. Nu cred că a fost om de aici, din această casă, care să nu fi provocat la un moment dat alți concurenți. Nu cred că există concurent sau concurentă. Nu există. Eu nu am dat seama că am făcut special. Eu nu-i caut lui Ricardo scuze, ci doar vă sfătuiesc pe voi să vă folosiți contracarați aceste strategii ale lui altfel. Îl merită. Adică îl merită. Pentru că spui o vorbă, trebuie să îi rupem. Păi și Mariana a fost blamată că a făcut... Odată am apărat-o că era să fie rupt chiar ei. Dar poate când ieșim de aici... Ai, oprește-te și tu cu amenințările. Dar cum vorbești așa, domnule? Îi spun de o oră să tacă și să ia de el în continuu. Dar ce să zici tu mie să tac? Dacă am zis, că n-am zis la început. Nu am un conflict cu de aia, nu mă interesează absolut deloc de aia. Eu am cu Ricardo, punct. Ne-am dus prea departe. S-a dus prea departe totul. S-a dus prea departe. Deci aveți voie să faceți ce vreți voi, dar nu violență. Nu violență. Ați folosit cuvinte extrem de urâte până în această zi. Extrem de urâte. Doamne Dumnezeule, dar ce n-am auzit? Dar meci de box aici nu facem. Da, doamne Andreea, dar eu și Iancu nu i-am vorbit urât. El tot vorbea urât. Cât să ne abținem? Până la urmă, cine okay. El să vorbească așa? Tu nici nu știi să vorbești, Filip. Tu nu știi să le-ai două cuvinte care ai vorbești și tu dacă ai venit. Ascultă-mă, Filip. Replică sau taci, dar nu sari să-l bați. Dar pe ce lume trăim? Cum ar fi să ne dăm în cap? Să mergem pe stradă și să-mi zică unul ceva de rău și să-i dau în cap. El atâta nu-mi spune, hai bate-mă. Rest, absolut orice, asta o cere prea mult. M-am prins de la bun și am zis, bă, nu-mi bagă seama că eu strategia aia nu vreau. Prea mult o întâi și prea mult o cere. Și m-am gândit până la urmă, bă, dacă chiar o cere așa și chiar o vrei neapărat, ți-o dau, frate, că-s darnic. Dar n-a zis nimeni că vrea asta. Păi eu vreau o cere. N-a zis nimeni că vrea asta. O cere opriți-vă din tot sufletul. Oameni buni, opriți-vă cu violența. Până la urmă, eu cu el nu i-am vorbit urât. El a început să vorbească. Victima, plângi un pic. Plângi un pic. Gata, lasă, gata.